Ion Surgiu spune că a cumpărat brutăria în 2000 cu drept de servitute asupra terenului din fața și din spatele acesteia. Numai că 4 ani mai târziu intră în conflict politic cu primarul comunei Malovăț, Gheorghe Băzăvan, și încep și canele. Dezmembrează terenul așa cum vor dânsii, după mintea lor, îl vând, în fața mea vând de lui Baltac, în fața lui Baltac vând de lui Vios. Pun pe acești, așa zici, proprietari să facă garduri pentru a nu mai intra în spatele brutăriei. Bărbatul susține că prin interpuși și vânzări ilegale repetate, fostul primar reușește chiar să intre în posesia o parte din terenul pe care era brutăria lui, iar restul îl vinde ilegal unor terțe persoane. Acel teren din spate l-a cumpărat o trimisă, o interpusă de-a primarului, care a trimis la licitație pe acea interpusă și pe consilierul dânsului, domnul Morjan Victor, s-a cumpărat terenul la 203 milioane în loc de 470 de milioane. Eu am fost consilier local, am fost președinte comisiei juridice. Pe această suprafață de teren, în perioada când noi am vrut să-i constituționăm lui Surgiu, a venit primarul și cu fostul secretar și au spus că urmează să-l retrocedeze proprietarul Inescu în echipuri. După dispute și procese de peste 10 ani, brutăria este închisă în 2013 de către Direcția Sanitar-Veterinară pentru că nu mai avea teren de acces. Și-a bătut joc de brutărie. Luăm pâine la 40 de kilometri. Nu, asta nu era bună. Ne-a închis de 2 ani de zile. Primarul meu a încercat prin toate metodele să mă blocheze, să nu mai pot să intru și să ies în brutărie pentru a suspenda activitatea. Deși astăzi edilul Gheorghe Băzăvan este închis, Ion Surugiu tot nu-și găsește dreptatea. Executorul Cerbulescu, prietenul intim al lui domnul Surugiu, l-a executat, l-a vândut. Este hotărâre definitivă, irevocabilă. Domnul Surugiu nu are o palmă de teren. Domnul Surugiu a avut brutăria pentru demolare. Asta este toată situația. Ion Surugiu a hotărât să dea în judecată primăria și să ceară daune de 3 milioane de euro pentru că și-a închis afacerea din cauza abuzurilor.